daha güçlü partiyle sıkıntı şıkkında çizgiyle bizi daha iyi alsa birinci içi sözde de birinci içi kırdı. Şimdi bu kokor mücesle nahin peşaşti abdü velatiyle mağmışı kurdu bilo. Vahmişi vahmişi vahmişi
În primiție, Doamne Dumnezeu, puterilor că ne-ai vincitat să și acum înaintea Sfântului Tău jertfel și a putea în dorile tale. Pentru păcatele noastre, pentru Dumnezeu, Dumnezeu, pentru Dumnezeu noastră, fără să fie credința, păduce rugăciunile și cerșe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrăgicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această fugirea Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de o sânge și fără de dimitare, în mărturizia curată a Hristului nostru, să în toată vremea și tot locul și auzindu-le, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Iară și de multe ori putem înainte ta și rugăm ție bună și viitoare de oameni, ca primiți pentru Lucia noastră, să curățezi sufletele și trupurile noastre, toate de curăția trupului și a Duhului. Și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de o sfântă înaintea Sfântului Tău și Fern. Tău ești Dumnezeu și celor ce se roagă împreună cu noi. Spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sânză, să se părtășească cu Sfintele tale taine, că să se vrăicească de cerească ta împărăție. Dacă ne mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, Doamne, Doamne,
Sfântul și Mitropolitul nostru Andrei să pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Poporul drept credincios de pretutindeni să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o părăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoții românași, iacu monași și monahii, pe tot cinul preoțesc și clerul călugăresc să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Jucătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos voastre să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Jucătorii binevăcătorii, închinătorii, donatorii și toți slujitorii Sfintei Biserici acesteia, pe alți ctitori, miluitori, binefăcători și donatori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai bisericii noastre, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorii acestei sfinte, patriarhi adormiți într-un Domnul, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul și Bartolomeu, Mitropolitul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Cei ce-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii s-au adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Dumnezeu credincioși prezent la această sfântă liturghie cu toți cei dragi ai lor, și pe toți care din mine cuvântate, pricinu sunt de față, și ne-au poruncit nouă nevrednicilor preoți, ne rugăm pentru dânsii pe care i-am pomenit și pe care ne i-am pomenit neștiințe, dumneitare, suferă mulțimea numelui, și pe toți credincioșii din mine acesteia, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi, ostași, tători, care s-au jertfit pe câmpul de luptă în lagări și în închisori pentru binele și demnitatea patriei noastre, pentru întărirea dreptei credințe, să-i pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frasuri, fii și fiice, soți sau soții și pe toți cei din părinenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, dremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și cele folosite sufletelor noastre, pace lumii, toate vremea vieții noastre, pace și într-o pocăință o să vârși, de la Domnul să cerem. Doamne! Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace, răspuns bună, fricoșitoare, judecată lui Hristos, să cerem. Doamne! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, Dumnezeu născătoare și purea Fecioară Maria, cu toți sfinții Său, oamenii. Părea sfântă născătoare,
unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Monsuriar și a pătrimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl cu cere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este întunat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta jertfă în pace o aduce. Mila! Tatăl și părtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Avem-ne pe Domnul. Să mulțumim Domnului. Binefațele tale și ale Tatălui cel nearătate ce nu s-a făcut nou. Îți mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvii și popii mulți și serafim cei care sunt șase ani, care se înalță zburând. Cântarea de biruință, cântând să-i gând glas înălțând și grăind.
stăpâne, sfânte și preasfânt, dușul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânte și preasfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău L-ai dat, ca tot ceea ce crede în Dumnezeu să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plânim, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă peste însuși s-a dat pentru viața lumii, în mâinea cu sfinte și preacurate și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Seucenii și Apostole zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, cel ce se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă, prin iertarea păcatelor. Maica Dumnezeului nostru.
Să-și creștinezi, iese noastră, fără durere, neîncântat în pace și răspuns bun,
La înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Sfie, Doamne! Credincește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără o sfântă, să căpătăm atât eu pe tine. Dumnezeu cel ceresc, Tatăl și a zice,